port ochelari, dar vreau să vă spun că pe timp de soare, orice fraier poartă o pereche de ochelari că doare ochii, dar pe timp de noapte, pe timp de ploaie și în casă poartă numai oamenii de categorie grea ochelari. Vin, nu trebuie să zici nimic. Bună seara! Nu! Direct în mijlocul cășii. Unde se descalță? Aici, acolo? Unde? Nu se descalță? A, ce bine. Perfect, mulțumim. De ce nu? Care e motiv? Păi editează și cu apă de la mine. Care e motivul să o puteți asta? Păi nu azi. De ce? De ce? Deci care e motiv? Gata, le-am băgat, nu mai e problemă. Lasă că discutăm. Îmi faci o seria la mine acasă, ești de pula ca. Poți să vii. Vin, nu trebuie să zici nimic. Bună seara! Nu, nu trebuie să zici nimic. Tu doar mergi în casă, e intrarea. Vreau să vorbesc. Ai început? Bună seara! La toată lumea care o să vizioneze acest videoclip. Și am un discurs pentru băieții care au comentat cu, în primul rând, cu școala. Că ne-a spus că, uite, țiganii nu au școală multă și n-au 12 clase, n-au bacaloreat, n-au liceu, n-au... Tăiem. Okay. Deci, suntem aici împreună cu Celi și cu Biho, Bihoreanu, Biho VIP mai nou, că și-a schimbat numele, dar toată lumea știe 90-60-90, da? Ăla acolo corect. A plecat, așa? Nastu drept-o, Mario, te des polai, te des după Naman! Lumea râs de el, dar acum n-are de ce să râdă, pentru că s-a realizat, este un om realizat, cu familie, cu copii, cu o casă superbă, și cu multă atenție din partea lumii și mai ales din partea țiganilor, să zicem așa. Corect. Dar îmi permis să zic țigan sau este... Țigan e ok, e okay. Perfect, e perfect. Nu e jignire, nu? Nu e nicio jignire. Se poate zice altfel? Rom? Da, nu, un rom. Spune-ne țigan, așa. E perfect. Și vreau să facem, să discutăm astea în casă, unde da. E liniște, știi, și avem așa. Și acum să ne prezinți tu, după tine. În primul rând vreau să-mi cer scuze de la toată lumea care o să spună că port ochelari pe timp de noapte, care sunt 1200 de euro, dar pe timp de zi sau pe timp de soare, orice fraier poartă ochelari, dar pe timp de ploaie și pe timp de noapte poartă numai băieții care sunt de categorie grea. Și în primul rând vreau să vă prezint această mașină, care e o mașină de o categorie grea, care nu și-o permite oricine. Deci un X5, putea și el X7, ceva mai șmecher. Puteam, dar n-am vrut. Să nu bată la ochi. Să nu bată la ochi, știi? Să nu spuneți că noi țiganii suntem de categorie ușoară. Să știți că suntem de categorie grea. Majoritatea dintre noi. E o scară în valoare de vreo 50.000 de euro. Această scară proiectată de un designer asta din America. Asta e un hexagon, ești sigur că e de designer? Da, eu nu sunt sigur. Sunt 100%. Mă face. Uite, mă face să râd, mă face să râd de la dor pe omul ăsta. Și voi vin la mine acasă la Bihoreanu de la Bucea. Vă rog frumos. Să vă uitați. Aceasta este o masă din lemn masiv adusă de la Baroc. Este o masă de 14 persoane. De unde este adusă? Este adusă din Dubai. Este o masă de 14 persoane. Este adusă din Dubai special pentru mine, pentru Bihoreanu de la Bălcea. Bă, era frumos dacă de aia asta jos. Iar nu, i-am vrut să-i pun această s-o față de silicon, să o protejez ca să nu o zgârie cineva, pentru că eu mers masă foarte specială și n-am vrut să fie zgârie. Din cauza asta i-am pus fața asta de silicon. Ai făcut închisoare? Da. Bun. Da, am făcut. Și eu, și mi-e rușine. Am făcut în America 2 luni, am făcut în Cehia 1 lună și în România 2 luni. Putem să întrebăm de ce? Da. Port ilegal de frumusețe, trasul de inteligență. Bine. Așa. Dar scu. Dar chiar, nu prea sunt mulți țigani motocicliști. Chiar. Ți-ți plac motoarele? Da. Motocicletele? Sunt da. Frumoase, sunt sexy? Uite, poate e prima generație. E primul din... Și vrei să-ți spui că tu ești vechi. Dar nu că e ca o seria 7 4.000 diesel. Poftim? Nu e ca o seria 7.
Nu e ca un seria 7 de la o motocicletă, îți dă senzație, îți dă senzația că trăiești, te simți bine, te simți liber. Corect. Și trăiești periculos, e ca și cum faci mâna în seif și mâna tot seif. Da, o motocicletă îți dă senzația că poți să mori în clipa a doua. Ei, uite, unii prin asta trăiesc, asta simt. Vrei să filmi seiful ce am acolo în el? Hai să-l filmăm, îți dai seama, da? Vrei să-mi dea DNA-ul peste mine? Vrei să-l rupe seiful, mă mori? Trebuie să ne arătăm. Bă! Bravo lui că s-a descurcat. Eu dacă aș învârti sumele alea, sincer, aș fi turist pe viață. Corect. Și puteți să-mi dați și follow pe Instagram. Da. Sunt întrebări mai multe de cultura voastră. Mulți te acuză că ai furat, dar știi cum e. Poate să zică cine ce vrea, nu contează. Tu ești la K1, tu mergi cu sportul ăsta pe K1, nu? Cu lupte. Te ții de el, bănuiesc? Da. Te ții de el. Uite, e prima dată când aud, mai cunoști vreun țigan cu lupte că face nu, ceva? Nu, doar el. Doar el. E la fel și eu. Uite, poate să face și motociclist, l-a ajutat. De unde, cum dați voi numele? Voi aveți nume aparte, miliard? Milion? Păi tu confuz hârtie cu ciocolată. Păi eu sunt bihoreanu. Tu ești bihoreanu. Solomon e un nume foarte frumos, e o regele Solomon. Solomon e băiatul lui David. Dar mai sunt nume, știi tu? Ce-așa? Tu știi cine a fost David? Depinde, în Biblie, da, știu. În Biblie. A, da. Cine a fost David? David a fost... Pauză. Fă-i pauză. Fă-i pauză. A uitat așa de triste pe drum. Să pui și pe aia partea cu băiat fin, catifea. Uite, întrebare. Se face brad de Crăciun? Da. Mâine o să fac bradul în partea aceea lângă geam. O să fie toată casa... Împodobită. Deci... Am angajat, nu că am angajat, că e aiurea, am plătit o firmă din asta de designer, toată casa mea o să fie, am dat 18 milioane, toată casa cu stâlp până afară cu gardul tot, o să fie împodobită cu lumini și beculețe și alea, și brădulețul o să-l împodobesc eu, că așa e frumos. Și îmi spune următoarea ce vrei să faci. Rămâi acasă? Vezi? Ce când? Peste 3 ani, 5 ani, unde te vezi? Deci mâine filmează aici. Ea e fata, filmați-o pe fata, zice frumoasă. Da, e frumoasă. E frumoasă foc. Da, e fata mea. Frumoasă foc. Știu ce e frumoasă. Să rușinea, ce aveți cu ea? E flacără rău de tot. E mai frumoasă. E mai frumoasă. E pe combinație, pe scubi după ședii. Da, asta e chestia, diferența foarte mare, că la țigani sunt mai favorizați băieții. Ăla e fratele meu doar după mama, știi? După tata. Deci mâine o să împodobesc bradul împreună cu familia mea. Mâine. Și tu mâine o să tai porcul. Mâine... Ai înțeles întrebarea mea? Ce faci peste 5 ani? Unde te vezi tu peste 5 ani? Peste 5 ani? În America, rămâi acasă, aici crescând copii. În Australia. În Australia? Da. Pleci în Australia. Da, plec. Nu peste 5 ani, peste un an plec. Te-ai gândit? Da. Bravo. Îți faci o firmă ceva? Nu. O să fac o firmă, o să... Tot cum o trebuie, tot cum o trebuie. Mă angajez ca bunuier. Da. Cum sumnesc că e care să îmbracă unul? Cocalar. Așa, ok, de drumul la camera. Mă face să râd băiatul ăsta pentru că îl cunosc de mic. Deci amândoi eram cu niște biciclete amărâte. Bine, a lui era mai amărâtă ca a mea. Știm? Buzunar aici asta. Bă, da. Okay. E microfon, da? Da, da. Și ăsta. Da? Ia, vorbește puțin. Corect. În primul rând, înainte ca să continuăm, vreau să vă prezint dormitorul meu, prezidențial. Hai să-l vedem. Este vreo 4 milioane metru pătrat, e un parchet foarte scump din lemn masiv. Super. Se numește... cum se numește, Raule? Un bambus. Bambus. E un bambus. 4 milioane metru pătrat și aici ești 2 metri pătrați. Cum să fie 2 metri pătrați? Aici e... 30 de metri pătrați, cum să fie 2 metri pătrați. Încerc. E așa? Nu merge. Corect. Dar stai așa, nu pleca. Prezintă-ne de ce lucru tu culoarea asta. Gri, mov și auriu. E foarte important. Vreau să știu și e eu. E foarte important. Culoarea asta, mov, am vrut
pentru că soția mea iubește culoarea mov. Deci pentru că e cu dedicație. Pentru ea, pentru dedicație, am vrut să-i fac acest tablou extrem pentru soția mea. Iar am ales culoarea asta pe gri pentru că mie îmi place culoarea de gri și m-am simțit... Că dolarii sunt gri. Nu dolarii, nu e chestia dolarii. Am vrut eu așa culoarea asta gri, m-am zis că e perfect să dea cu movul ăsta. Asta e o saltea de la Dormeo, care a costat 40 de milioane, salteaua, în afară de dormitor, care dormitorul a costat peste 300 de milioane. Este din lemn masiv, de la Barocco. Mie îmi place când vorbește și rămâne fraier. Bravo! Nu rămân, n-am pus să rămân. Da. Așa. Hai să ne vreau să vă prezint baia asta. Oh, wow. Este baia mea personală. Și se putea tu să nu ții ceva cu auriu, pune și asta-i cu auriu. Da, totuși. Și, și taban. Lumina e cam, aș pune ceva mai puternic, lumina mai mult. Da, pentru că tu ești român, eu sunt țigan. Aracuțar și... Aici este o... Ești traducătorul nostru, zice zi. Da. Ce-a zis? Aici este o... Este bucătăria mea comandată din Dubai. A venit special, am stat 6 luni de zile pe proces de bucătărie ca să vină specială. Arată ceva italienesc, așa. Nu, e din Dubai. E, dar zic stilul, știi? Pare așa... Nu știu dacă e italienesc, dar totul e din Dubai adus. Și vreau să vă prezint... Pe domnișoară. Nu, vreau să vă prezint această scară. Nu spune că și asta are un arhitect. Nu, scara design. Asta a venit un designer. E un designer din Arabia Saudită. Mi-a proiectat această scară. M-a costat 33.000 de euro această scară. Este numai din marmură masivă. Nu este nimic fake, cum vine vorba. Și vă invit să ieșim, să venim mai departe. Vă rog să vedeți acest tablou. Dar de ce auriu? De ce auriu, auriu? Pentru că noi țiganii iubim goldul. În general, țiganii iubim goldul de 24 de carate, iar aceasta este o culoare numai de 24 de carate. Vreau să vă prezint, în primul rând, acest living de sus. Acesta este livingul de sus. Am copilul meu cel mare și vreau să vedeți că acum o să fie Raul Keiluan, deoarece el face acest sport, nu e dormitorul lui. Mă așteptam să fie ceva mai modern, că e tânăr, dar nu văd că păstrează tradiția, tot cu aur și cu auriu și... Da. Așa? Mie chiar îmi place. Da? Da, negru, negru și cu auriu, da. Asta da. Și ales culoarea, eu l-am pus de acord, bineînțeles, am vrut să bag ceva mai deschis, dar el a zis, tati, vreau culoarea de 24 de carate, cum ai și tu, brățara, că noi ții cam important numai de 24. Acesta este dormitorul fiicei mele. În vârsta de 13 ani, i-a plăcut culoarea de mov. Mamă! I-a plăcut culoarea de mov, tot dormitorul e făcut cu mov și totuși a păstrat tradiția de 24K și a făcut un tablou de 24 carat pe tipul verii, când o să bată soarele în cameră, o să fie dormitorul meu. Am comandat un dormitor din Dubai în valoare de 600 de milioane. Încă n-a venit, în luna aprilie o să vină dormitorul. O să ajungă dormitorul la mine, a costat 600 de milioane, am comandat acel dormitor și încă nu mi l-a adus acum și l-am plănuit cu mine vorba ca să vină pe comandă. Toți țiganii își pun la casă astea, turnurile astea, ca la White House, ca la turnurile astea în față, la intrare, stâlpia mare. Trebuie să fie foarte important la noi, vrem să fim mai diferiți de român. Un român, toată viața lui, o să trăiască pe o dăcie Lugan și pe un apartament. Nu avem alte gânduri. Corect, dar fericirile se împart. Adică, cum? Se împart, uite, unul se bucură de o mașină, altul se bucură de o partidă de sex, altul se bucură de o vacanță. Corect. Eu personal trebuie să spun că o pereche de pantofi de la Hugo Boss am dat 1800 de dolari și pe această jachetă tot de la Hugo Boss, poți să te uiți aici în spate, tot de 1800, costă 3600, iar tricoul ăsta costă 260 de dolari și pantalonii 700. Deci, fiți atenți aici. Deci ești îmbrăcat de 5000 de euro? Corect. 5000 de euro. În afară de ochelari, în afară de ceas de 40.000, în afară de brățară de 30.000. Spuneți-mi acum, sincer, care e mai stilat în societatea de astăzi? El.
Sigur nu tu. Nu tu trebuie să sigur nu tu. Sigur nu tu. Avem o fată. Spune tu care este. Ceasul cu aurul pe ăla? Dacă o să răspundă, stai așa, spune. Dacă o să răspundă român, e sigur să spună că tu. Dacă o să răspundă țigan, e sigur să spună că e. Hai să vedem. Pentru să spun de ce, de ce cauză? Pentru că s-a căutat costă $14. Pentru unii 7 și Adidas 36 $. Iar un țigan care mă cunoaște pe mine, un țigan mă refer, care știe ce înseamnă designerul, €60. Știe ce înseamnă. Deci, jacheta asta mea de $1,800 costă mai mult de toată ținuta ta. Corect. Dar aici înțelegem că nu banii îți cumpără stil. Corect. Deci stilul, vezi, poate fi și cu ieftin, cu €60. Da, poți să-mi iau și o cârpă din asta. Poți să-mi iau și o cârpă din asta. Avem o domnișoară aici. Ia, întoarce-te un pic. Hai să vedem și pe tine. Dar spune-ți ce. Întoarce-te. Uite, ți se pare sexy domnișoara? Da. Da? Este sexy, da? Deci are stil. N-are haine de firmă. E vreo haine de firmă pe tine? Nu. Corect. Ia, și se presupune că te-a prins ei ceva. Ia, întoarce-te la noi și apleacă-te să iei ceva. Te rugăm frumos, hai. Te rugăm frumos. Ia, apleacă-te să iei ceva. Uite, eu m-aș uita foarte intens la așa ceva. Să presupunem că... Să presupunem că... Corect. Că... De cât ești îmbrăcată? €500 maxim? Să zicem? 140. Absurd €500 a zis. Așa, să presupunem că ne ducem în lumea bună. Tu te duci cu haina de €70, știi lumea ce înseamnă. Nu, 60 doar sacul. Hai, pune și noi, presupunem așa, Florian. Punem 150 de euro. Da. Că tu ne ducem noi doi. Da. Ne ducem în lumea bună. Da. Ne ducem în București. Da. Care e lumea bună. Da. Presupunem. Deci când se uită pe tine, știe cine ești, dacă se uită pe haina ta... Pe mine mă știți deja, nu? Stai așa. Da. Se uită pe pantalonii tăi, pe pantofii tăi, știe că ești un om ieftin. În momentul când îmi deschid eu jacheta, da, așa frumos, o arunc după mine, da, frumos, o bat pe o scaun, și în momentul când am rămas așa cum vă spun eu, știe că eu sunt un om de valoare. De ce? Pentru că nu oricine își poate permite un Rolex de 40.000 de euro, o brățaua de 35.000 de euro, nu, asta e o cârpă. E o simplă cârpă. Dar e vorba de stil. Nu e de stil. Au prostiliști. Nu ai stil, Florian. Deci nu am stil. Nu am stil în rangul vostru. Nu, stai așa, nu țigănești. Eu românesc. Deci eu mă refer, tu dacă poți să te duci între țărani, ai stil. Că e o brățără de cârpă. Dar te duci între țărani. Asta e între țărani. Nu, nu e așa. O numești între... Un clanul tău de motocicletiști, dacă devine în lumea mea. Floriane, ascultă-mă, când te duci în lumea grea, în lumea, deci mă refer în lumea bună a României, deci în lumea bună a României, în momentul când vii cu un Rolex pe mână, o brățară, și ești plecat la Hugo Boss de vreo $7,000 și tu vii cu $50, n-ai cu fetul mai mult cu stil ca mine. De ce? Pentru că te cunosc, ăștia sunt trafic, eu sunt și eu sunt plecat la Hugo Boss. Bun, și acum fiți atenți, fiți atenți, fii atenți. Corect. Ai dreptate până, să zicem, are dreptate. Corect. Da? Bun. Noi trebuie să-l convingem pe domnul care are o companie de producție cu milioane de euro și el trebuie să decidă cui de exclusivitate pe România. Corect. Și mergem amândoi. Noi suntem rivali. Rivali. El este cu compania. Bun. Of course. Și eu vorbesc cu el în termenii corespunzători, pentru că am facultatea necesară pe ea. Și eu. Numai. El se uită la tine cum ești îmbrăcat, să se uită la mine ce scot pe gura. Răspunde. Nu, stai așa, că nu vreau să răspunde într-un frumos. Să știi că... Nu totul în viață se rezumă la școală și vreau să fac un comentariu pentru toți românii care mi-au zis că uite domnule, băiatul ăsta are 6 ani, 7 ani sau 2 ani de școală sau nu știe să răspundă. Are. Să știi că în viața ta nu totul se rezumă la școală dacă tu faci 20 de ani de școală și la urma urmei ajungi în fața blocului, în fața băncii să bei o bere la bidon și să mănânci un mic. Iar eu mănânc cu un caviar și beau șampanie la $1,000 sticla și trăiesc cu picior mare. De ce? Pentru faptul că ochelarii mei de la Dieta costă $1,700 și sacoul lui costă $40. Nu ochelari, 60. Nu totul se răsumă întotdeauna la școală. Dar nu totul se răsumă întotdeauna la bani. Nu, dar nu, întotdeauna trebuie să ai școala veche. Vreau să vă spun că o jachetă din asta de-a mea costă, cât costă tot șifonierul al lui Florin. Dar eu la second hand n-aș da pe ea. Deci s-o la second hand n-aș cumpăra-o. Corect. Eu n-aș cumpăra-o. Eu n-aș lua-o. Dacă n-aș fi fost de firmă, nici eu n-aș lua-o. Pe ce mi-e? Asta e o culoare de care îl prezidește pe tine. Ia dă-mi pas să iau și-o geaca pe tine, să vedem. Florian, dă-mi pas să iau și-o geaca pe tine. Știi ce fac? Mai bine cu culoarea acestui sacul, îmi vopsesc gardul. Negrișat. Floriane, vorbesc la punctul cel mai este nimic. Da, deci contează stilul. Stil. Nu contează stilul. Banii ai. Nu contează stilul, contează firma. Dar ai și stil. Deci,
ascultă-mă ce spun, Florian, vorbesc la modul cel mai serios. Deci tu vii cu o Dacia Logan și spui că e stil. Pe ce spui dai? Dacă eu vin cu 100.000 de euro o mașină... Nu facem moda cu mașinile, nu le comparăm. Corect, da? Moda. Deci vrei să spui că tu ești mai frumos ca mine îmbrăcat? Păi dacă pantofii mei costă 1.800 de dolari, pantalonii mei sunt 700. O fată se uită la... Tricoul meu... Nu se uită nimic, fata se uită la îmbrăcăminta mea și... Lasă-mă să pun și întrebarea. Bă, o fată se uită la cum arăți? Sau crezi tu că neapărat se uită la bani? Depinde de fată. Nu, depinde de fată. Îți spun eu, în ziua de azi, în ziua de azi, dacă o fată merge cu tine pe stradă și îi cumperi un tex și o pungă de semințe, îți dă ignor. Dacă eu o iau într-o mașină de 100.000 de euro, îmbrăcat la 3.000 de euro și în loc de friptură îi cumpăr caviar, în loc de vin îi cumpăr moiet roze, sigur să uită la mine. Cistit, corect. Hai că te-am făcut praf. Da? Recunoaște. Să le ai legată și nu poți să mă contrazi. Hai să zic eu acolo. Trebuie să vorbim despre culturale. Da, e normal, e normal. Da, e normal. Dar Vico, acum, înțelegi, oricâți banii ai, da? Nu poți să ai și stil. Deci nu poți să ai stil dacă nu-l ai. Corect, dar nu-mi place stilul tău, știi ce nu-mi place stilul tău? Da. Pe timp de soare, orice fraier poartă o pereche de ochelari că doare ochii, dar pe timp de noapte, pe timp de ploaie și în casă poartă numai oamenii de categorie grea ochelari. Sunt mulți dintre noi, dintre țigani, care sunt și țigani fără caracter, fără respect, n-au cei 7 ani de acasă, dar sunt și mulți dintre noi, da, care avem școala vieții, știm să ne comportăm în societate, cum să zicem? Societate. Societate, perfect. Și nu-mi place în momentul când intru undeva și sunt tratat cu indiferență, înțelegi? Dar n-ai ce face, vezi, indiferent și câți bani ai. Și americanii au problema asta cu negrotei, nu? Corect, the niggers. Aceeași problemă și... Corect. Uite, îți dau un exemplu. Îți dau un exemplu și vorbesc la modul cel mai serios. Cuvântul meu. Vreau să fim deschiși, uite, pot să filmez și pot să faci ce vrei tu. Ca să nu fiu tratat ca țigan, multă lume poate nu mă cunoaște. Eu întotdeauna, când mă duc undeva, îmi port ceasul cu mine. Solomon, vreau să te rog să vin. Întotdeauna vreau să-mi port ceasul cu mine, îmi port brățara cu mine și îmi port mașina mea. În momentul când îmi parchez mașina unde e vizibilă, mașina mea de 100.000 de euro, o parchez acolo unde poate toată lumea să o vadă. Și intru într-un restaurant, de multe ori nu iau geachetă pe mine ca să vadă ce om important sunt eu, mă servește în altfel. Pe cuvântul meu, vreau să spun... Vreau să fiu deschis! Deci de asta te îmbraci tu scump și astea să arăți la lume că deși ești țigan, ai valoare. Corect! Bravo! De ce râzi, mă rude? Așa deci, e, nu am zis vreau să fiu, pe cuvântul meu, Floriane! Vreau să fiu deschis. Da. Deci nu vreau să mă lau nu cu nimica. Deci vreau să deschis. În momentul, noi țiganii, când intrăm într-un restaurant și nu ne vede îmbrăcați, deci îmbrăcați cum sunt eu acum, că sunt îmbrăcat de 4.000 de euro și cu 50.000 și cu mașina de 100.000, deci e valoare de vreo 160.000, nu ne servește așa cum ar fi trebuit. Ori am masa rezervată, ori nu primim țigani, îmi bagă motiv, dar în momentul când eu intru într-un restaurant, de rămâne cu vâlcea, e pauză. Pe cuvântul meu, spun eu așa, zice, când am pus mâna pe cleanță, e pauză. În primul rând, lumea cere să ne arăți 90-60-90 al tău faimos. Hai să începem cu asta. Hai că nu poți să... Da, o să încep cu asta, dar nu cred că o să mai fiu aici. De ce? Pentru că aici o să fiu... Ai deja 100, ia zi. Am aici 60 și aici vreo 40. Da, da, da. N-am pus mai ridic. Nu mai sunt acolo unde eram. De ce? Ești mai mare sau mai mic? Am slăbit 70 de kilograme. Din 400? Nu din 400. Deci am avut 170 de kilograme, acum am 100 de kilograme. Nu cred, am eu 100, n-ai tu cum să ai. Nu, am 100, fix 100. 100 un kilogram. Zău, dacă ai cântar aici, acum merge. Păi de unde le-au? Păi exact, nu mai mi-e. Tu ai 80. Nu am 80. Ai 80? Nu, am 98. Nu ai, ai 80. Da, sunt greu, eu am fost amoase. Florian, ai 80, eu am 100. Aoleu, când spui că știu că am. Ai 80! Bine atunci, am 80 ca să-i dorfică. Așa. Narept tu memero avelo gajo zis crnaților. Ce înseamnă asta?
Hăbărnăm. Nu, asta e limba arabă veche. Am înțeles. Nu orice ochelar. Scuzați româna, că el știe mai multe limbi, inclusiv țigănească, românește și... germană, rusească, englezească... Ați care să știi 3 cuvinte, ai nici chiar... Nu 3 cuvinte, chiar știu 90%. Da, nu chiar 10 cuvinte. Așa, dar 3 limbi... Ok, ia-te cu mine într-o limbă care nu o știu eu și spun de acord. Ok, sunt cu tine 100% de acord. Spune-mi o limbă care eu nu o știu. Vorbește cu mine într-o limbă. Arabă vechi. Nu, eu știu decât, okay. Știu două binișori, adică română, încerc să vorbesc coerent. Și eu știu. Tu știi să vorbești țigănește? Nu știu. Eu știu să vorbești românescă? Parțial. Nu parțial, 100%. Ai zis mai devreme, mă doare ochii. Mă dor ochii, am vrut să spun. Știi, am înțeles ce zic. Deci nu e rău să mă corectez tu acum. Nu. Tu nu știi nicio bobă de țigănește și mie spui că la asta zic că ți-au apărarea. Nu mi-e apărarea, Coriane. Dacă eu am greșit o vorbă românește și tu nu știi nici măcar o slovă de țigănește, cum o să corectezi? Asta ai zis mai devreme. Deci, vorbește și tu pe țigănește și urmă să mă corectezi pe românește. Asta am zis că ți-au apărarea. Dacă tu nu știi nici măcar o vorbă pe țigănește, tu mă corectezi pe mine pe românește? Lumea o să zică pe grup că poate n-ai vorbit corect. Și eu le spun de acum. Pentru că nu sunt român. Eu sunt țigan născut în România. Nu am cum să vorbesc 100% românește, dar vorbesc ca un slov. Și știi 3 limbi străini. Nu, 7. Și de-aia vorbește puțin dificil, așa că să n-au comentarii că nu vorbește corect românește. Corect. Și vreau să vă spun pentru... Vreau să fac un comentariu pentru toți românii care mă vedeți și mă vizionați în acest videoclip. Să nu mai spuneți mie că nu am școală și că, uite, domnule, e țigan și nu știe să vorbească corect, a mâncat o literă, nu a știut să spună corect. Vreau să vă spun ceva, nu tot în viață se rezumă la 20 de ani de școală, la urmă urmei să stai în fața unui bloc, pe o bancă, să bei o bere la bidon și să mănânci un mic. În viață, dacă ai 8 clase și te descurci și ajungi acolo unde trebuia să ajungi, e perfect. Școala nu te-a bătăjat cu nimic, astăzi nu-mi spui mie că tu ai 20 de ani de școală și că ești omul perfect care ai 7 milioane pe lună. Iau și o apărare a românilor. Da. Nici noi românii nu vrem să ajungem cum ai descris tu mai devreme. Corect. Că bănesc și la voi în țigănie sunt unii care nu fac nimica. Fură. Păi ești prin țară, prin... Nu, fute, fură, dar nu de România, ce fură de România? Păi, nu. Sunt unii... O găină și un porc? Da, n-au unde stai. Și fură, n-au... Știi, fură orice și o găină. Florian, eu vreau să spun altceva. Tu mai ținut și pești puții apărând în România. Perfect. Și tu eu nu zic de asta. Dar vreau să spun de la românii ăștia care spune, uite, domnule, un țigan nu știe... nu știe carte, are 4 clase, are 5 clase, are... Nu toate se rezumă în viață la școală. Degeaba ai tu școală 30 de ani dacă într-un final ajungi să bei o bere la bidon în fața porții la un apartament. Da, dar hai să și școala vieții. Da, e și școala, e un echilibru, și școala vieții, dar și școala. Uite, dăm telefonul tău puțin. Ai tu la tine în buzunar un telefon? Da. Ia uite. Uite ce telefon frumos are, da? Tu, Bihorene, ai putea să-l faci așa vreodată? Tu știi tu cum funcționează asta? Dacă aș fi fost chinez, da. Chinez, nu. Nu trebuie să fii chinez, că ele au fost inventate de oameni niște tipul. Hai, lăsă-mi spune. Nu. Tu ai fi putut să-l faci? Stai așa. Tu ai fi putut să-l faci? Dacă îmi dai piesele, da, pentru că știu cum funcționează. Și eu dacă îmi dai piesele, ce mai poate așa să... Hai să vă zic. Este nevoie de oameni deștepți cu școală. Este nevoie ca să vă facă viața asta frumoasă. Da? Vrei să pun microfonul? Da, stai așa. Tragem geaba că e foarte cald. Deci trebuie să existe oameni de stop la cameră. De un pic de stop la cameră. Nu că filmăm noi tot, filmăm, tăiem după aia, nu-i bai. Corect. Punem eu dacă am ce trebuie plătesc pe unul și nu mă arată cum să fac, știi? Da, dar banii de ți-aduc fericirea asta, da, e făcută de oameni deștepți cu școală. Păi da, dar în România nu crezi că sunt mulți care așa. Bă da, sunt cei mai deștepți. Uite, îți dau un exemplu. Cine a făcut motorul cu reacție, vezi? Zi-mi unul care comentează acolo în comentarii că ce să fac chestia asta ce ai zis tu. Nu, eu vreau să spun altceva. Nu să aibă așa puțin. Sunt operator program. Dar zic, e nevoie și de oameni deștepți. Floriane, eu nu spun că nu ai nevoie de școală. Să nu, vreau să nu mă înțelegeți greșit, să nu mă spuneți că eu acum vreau să vă spun că nu aveți nevoie de școală. Hai să stăm jos acolo pe canapea. Ok, mai frumos. Ok. Așa. Florian, eu o să te contrazic, îți dai seama că ăsta e meseria mea. Poți să dau jos ochelarii? Da, păi da. Așa, stai jos, trageți acel fotul. Stai așa, de tine, ne permite, da? Trebuie să vezi 50 de grăbuni în această... Nu. Ia-o loc aici. Prietene! Am luat un scaun de la mare. Trebuie să vezi 50 de grăbuni? Nu, mersi, nu. O să bea eu, dacă voi nu beați nici nu beau eu. Hai, eu vreau până aici, îți dau un pupic. Vreci? Vreau să vă spun
pentru că o să știu cu comentariile voastre pozitive a românilor, nu o să fie chiar atât de bune în favoarea mea. Dar vreau să vă spun atât. Vă rog frumos, nu vreau să mă criticați, nu vreau să mă caracterizați din cauza că spui, domne, că nu am 20 de ani de școală. Nu totul în viață se rezumă numai la școală. Ascultați-mă ce vă spun. Degeaba fac 30 de ani, 50 de ani de școală, dacă într-un final ajung un om care nu am nicio importanță. Eu am făcut doar 8 clase. Toată școala mea care a fost pe timpul vieții mele a fost de 8 clase. Iar acei 8 clase m-au ajutat să fiu un om, să mă descurc în viață. Am știut că în România nu o să am un viitor atât de strălucit. A trebuit să plec împreună cu toți copiii mei, am 4 copii, cu nevastă mea și cu familia mea, a trebuit să plec în America. Am stat în America 7 ani, îi mulțumesc Dumnezeu că am ajuns acolo unde trebuia. Comentariile voastre pozitive, să știți că nu vine le au în considerare, că o să urmez eu? Da, pozitive, deci alea bune nu le iei în considerare? Le zice lumea? Ba da, le apreciez. Mai ai zis că nu le... Nu m-am zis pozitive. Pozitive. Alea negative le apreciez. Alea pozitive care îmi vorbesc de rău, nu le iau în considerare. Ignor. Le dau ignor. Nu. Alea pozitiv înseamnă bun. Ai zis invers. Da. Am zis invers? Da, ai zis alea negative le iei în considerare. Ai un pus pe cu dulceață, hai de cu mine-nverdeață.